Angajații horticultura au început curățenia în cimitirele Caleașagului și Rusu Șirianu pentru ca acestea să fie pregătite de ziua pomenirii morților. Din respect pentru cei care nu mai sunt printre noi și pentru a întâmpina cum se cuvine ziua pomenirii morților, Primăria Timișoara, prin partenerul nostru horticultura, a intensificat acțiunile de curățenie în cimitirele Caleașagului și Rusu Șirianu. Echipele au măturat și aspirat trotuarele și aleile, au cosit iarba atât pe căile de acces cât și printre morminte și curățate zonele desemnate pentru colectarea deșeurilor. Începând de luni 28 octombrie, horticultura pune la dispoziția cetățenilor 3 puncte de vânzare pentru flori și alte produse specifice. Florăria din cimitirul Caleașagului, punct mobil de vânzare la intrarea în cimitirul Caleașagului și un punct mobil de vânzare pe alea principală din cimitirul Rusu Șirianu, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.